aceeași bună pentru absolvenții de liceu care nu au promovat examenul de bacalaureat din prima sesiune. Aceștia se pot înscrie de luni pentru a doua etapă de bac din acest an. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Cristina Ivan, absolvenții de liceu se pot înscrie până pe data de 18 iulie, iar examenul se desfășoară în perioada 18-29 august. Rezultate se vor afișa pe data de 1 septembrie, când se pot depune și contestațiile, iar notele finale vor fi făcute publice pe 4 septembrie. Salvamarii sunt prezenți și pe plajele de la Eforie, însă până când va fi stabilită sursa de finanțare pentru această activitate, aceștia nu vor fi plătiți. Primarul orașului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a declarat pentru postul nostru de radio că guvernul trebuie să stabilească în mod clar cine și cum îi plătește pe salvamari, astfel încât să nu ne mai confruntăm an de an cu această problemă. Ovidiu Brăiloiu. Salvamarii este o problemă de extrem de delicată care persistă de ani și ani de zi. Banii de obicei, când i-a fost guvernul, se întâmplă să facă în luna septembrie. Momentan, pe plaje sunt salvamari. Trebuie să vedem foarte clar că este o atribuție transmisă unei administrații locale fără a se respecta principiile fundamentale, nu? Transmiterea și aspecte. Bun, de unde? Ce facem? Băgăm o taxă de salvamari? Cine o suportă? La apele române? Să băgăm o taxă administratorului? Deci poate ar fi o soluție. Cei care dețin taxă să plătească această taxă. Ca să putem să plătim salvamari. Primarul orașului Eforie, Ovidiu Brăiloiu. Săptămâna viitoare, traficul rutier va fi deviat în stațiunea Mamaia pentru montarea ornamentelor pe pasarela pietonală din zona hotelului Rex. Astfel, dinspre Constanța către Năvodar se va circula pe lângă piciorul pasarelei din zona stației de taxi cu ieșire în sensul giratoriu. În direcția opusă se va intra prin parcarea de pe malul lacului Sudghiol. Restricțiile de circulație vor fi marcate corespunzător, iar șoferii sunt rugați să respecte semnalizările din zonă. 120.000 de turiști români și străini au vizitat în ultimul an orașul Eforie. Potrivit reprezentanților primăriei Eforie, pentru sezonul 2014 sunt așteptați să sosească peste 3.000 de turiști din Belarus și 5.000 din Republica Moldova. Aceștia optează pentru o cazare în Eforie atât pentru turismul recreativ cât și pentru cel balnear, stațiunea Eforie fiind renumită în toată Europa pentru tratamentele cu factorii naturali existenți aici. Meteorologii au anunțat vreme rea pentru aproape toată țara, dar turiștii care vor să ajungă pe litoral pot sta fără griji, deoarece județul Constanța nu se află printre județele aflate sub cod galben. Specialiștii spun că la malul mării vremea se va menține în general frumoasă, dar cu norod temporare, iar apa mării este numai bună de scăldat. De altfel, Direcția de Sănătate Publică a anunțat că în urma analizei probelor prelevate s-a stabilit că apa mării negre în zona litoralului românesc este excelentă. Excepție fac plajele din Eforie Sud, unde calitatea apei este bună. Când mergeți la plajă în stațiunea Mamaia, trebuie să știți că prețul unui șezlong în weekend este de 30 de lei.